Așa cum ne-am obișnuit în ultimii ani, statisticile arată în continuare o îmbătrânire demografică, datorată în principal scăderii natalității, care a determinat reducerea absolută și relativă a populației tinere de la 0 la 14 ani, concomitent cu creșterea populației vârstnice de 65 de ani și peste 65 de ani. Cu toate acestea, numărul doamnelor și domnișoarelor rămâne mai mare decât cel al bărbaților în județul Dâmbovița. Populația feminină continuă să fie preponderentă, scăzând de la 50,7% în anul 92 la 50,5% în anul 2017. În ceea ce privește repartiția pe medii, 28,3% din populația județului trăia în mediul urban și 71,7% în mediul rural, față de 53,6% și respectiv 46,4% cât se înregistra la nivel național. Județul Dâmbovița este, după județele Ilfov și Giurgiu, cel mai slab din perspectiva urbanizării din regiunea Muntenia Sud. După anul 1992, sporul natural a fost negativ și de dimensiuni din ce în ce mai mari, ajungând în anul 2016 la minus 1668 de persoane, respectiv la o rată de minus 3,2 la 1000 de locuitori. Se nasc mai mulți băieți decât fete. Raportul se schimbă după 45 de ani, când rata mortalității generale este mai mare la bărbați. Speranța medie de viață a fost în județul Dâmbovița în anul 2016 de 75,42 ani. Femeile trăiesc mai mult cu 7 ani decât bărbații. Stăm mai bine, suntem foarte aproape de rata nivelul registrat la nivel de țară, 75,56%. Evoluția demografică nu se anunță prea bună nici pe viitor. Nici viitorul nu este promițător, este chiar umbru. Institutul Național de Statistică a realizat o proiecție pe baza evoluției populației recente, deci luând în considerare natalitatea, migrația externă masivă, fertilitatea, a realizat o proiecție a populației până la orizontul 2060, în 5 variante. Eu vă prezint varianta medie, nu vreau să vă prezint varianta pesimistă, că este dezastru, dar oricum evoluția este sumbră, populația scade, aproape se înjumătățește. Și în 2060 populația feminină va rămâne preponderentă conform statisticilor. Dacă și domnii vor fi mai atenți la stilul de viață și vor deveni mai precauți în ceea ce privește excesele, vor reuși să aducă balanța la același nivel.